Bine, v-am regăsit. Iată, clujul va vibra din nou pe ritmuri jazz. Vorbim, de, bineînțeles, despre Jazz in the Park și alături de mine este Denisa Dan, manager Jazz in the Park Competition. Bine ai venit la noi! Bună și bine v-am găsit! Denisa, pentru că tu te ocupi de competiție, chiar cu asta vreau să începem. Câte trupe au ajuns în finala Jazz in the Park Competition pe, pentru anul ăsta, pentru 2023? Uh, anul acesta a fost o surpriză foarte plăcută pentru noi. Uh, cum probabil știți, ultima ediție a concursului internațional Gizine Park a avut loc în 2019. Cred că știe toată lumea din ce cauză și din ce motiv am luat această pauză și la începutul anului când am lansat colul pentru trupe am avut uh, marea surpriză să batem orice record pe care l-am avut uh, până acum în materie de trupe înscrise. Am avut uh, 212 trupe care au vrut să fie parte din uh, concursul internațional Jazz in the Park și din acestea uh, am ales 17 care o să concerteze pe scena principală din Parcul Central. Ce bă, noutăți sunt anul acesta? la ce să se aștepte cei care vin cu drag, așa ca mine, la Jazz in the Park? Uh, anul acesta, Vrem să facem din uh, concurs o experiență foarte specială și o experiență muzicală în, uh, în mare parte. Uh, pe lângă line-ul uh, concursului, pe lângă cele 17 trupe de care vă povesteam, care vin de peste tot din, uh, din lume. S-au înscris trupe de peste tot din lume, cele pe care le-am. Uh, uh, am avut uh, trupe care s-au înscris până și din state. Da, 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 a fost uh, o surpriză foarte plăcută pentru, pentru noi și ne-am dat seama că este nevoie de evenimente cum este concursul și că oferta, să zic așa, oferta concursului internațional de, zi, de parcă este una foarte potrivită pentru, uh, pentru trupe. Uh, în ceea ce privește conținutul, contentul și activitățile pe care le pregătim în Parcul Central, eu sunt foarte sigură că oamenii o să fie impresionați de ce de ce punem la cale. Hai, să spunem, ne câteva, câteva Să spunem idei. doar că în interiorul cazinoului o să avem camere antifonate, zone de audiție, vendori, uh, seturi muzicale. În spatele cazinoului avem o zonă dedicată muzicii, dar învățării muzicii. O să avem maratoane de instrumente, workshop-uri de instrumente, ateliere, o mulțime de, de activități cumva concentrate pe ce înseamnă dragostea noastră pentru muzică și dorința asta de a face publicul să interacționeze cu muzica. Sună cumva complementar cu ce ați făcut voi la Music Gallery, doar că era înăuntru. Așa este. Music Gallery, ne am tot spus lucrul ăsta despre acel proiect, Music Gallery a fost uh, creat cumva adunând toată experiența noastră uh, din festivalul și ne-am dorit ca muzica să fie accesibilă mai mult decât patru uh, zile, trei zile cât ar putea dura un festival. Așa am ajuns să facem uh, Music Gallery, dar iată-ne că am ajuns în perioada uh, festivalieră, uh, ajungem din nou în parcurile pe care le, le numim acasă și ne-am dorit ca o mostră din ce înseamnă Music Gallery să fie și în uh, cadrul concursului, de Parc și în cadrul festivalului din, uh, din toamnă. Hai să le zicem celor care n-au fost, poate au uitat, care sunt parcurile. Odată, Parcul Central? Da, în Parcul Central ne vedem prima dată. Ne întoarcem în Parcul Central. Am fost ultimat acolo în 2019. Anul acesta, în Parcul Central, în perioada 30 iunie-2 iulie, avem concursul internațional in de Parc, pentru ca mai apoi, la început de toamnă, în 1-3 septembrie, să ne mutăm în Parcul Etnografic îi spune și în, în nume, Jazz in the Park, deci trebuia să fie <laughs> într-un parc. Așa, așa, este, de exemplu, mail-urile pe care le-am trimis către partenerii noștri comuni, să zic așa. De cele mai multe ori se numiau Jazz in the Parks. Da. In the Parks, da, corect, corect, corect să fie în numai multe parcuri. <laughs> uh, uite, vreau să te întreb uh, despre criteriile după care v-ați ales voi cele 17 trupe care ajung, au ajuns în finală și care vor putea fi văzute. Uh, free of charge, gratuit, da? Da, evenimentul din Parcul Central este un eveniment cu acces liber. Așteptăm toți iubitorii de muzică și de vibe pozitiv, să zic așa, în, în Parcul Central. Uh, am fost foarte atenți în ceea ce înseamnă selecția trupelor. Cum spuneam, am avut 212 trupe înscrise. Uh, Ne-am focusat foarte tare pe ce înseamnă experiența oamenilor în, uh, în parc. Cât de mult am considerat noi că trupele respective sunt trupe care o să presteze bine și uh, outdoor, pentru că știm cu toții o experiență uh, într-un spațiu acoperit, într-un spațiu indoor, clasic este poate una diferită față de un festival de amploarea uh, concursului, de amploarea evenimentului pe care noi îl pregătim în parcul central. Sunt puțin diferite și am vrut să fim siguri că experiența pe care o dăm publicului să fie una uh, spectaculoasă, zicem noi. Desigur, ne-am ghidat și după criterii, să zicem așa, clasice, ce înseamnă talent, virtuozitate, instrumentiști și așa mai departe, dar. Um, și în alegerea trupelor, în preselecția lor, să zicem așa, și în parte de concurs efectiv, o să punem foarte mult accent pe interacțiunea trupelor cu publicul și pe cât de plăcuți se fac ei în, în fața oamenilor. Când venim vorba de public și de oameni, cui se adresează, cu, cu, cui vă adresați voi când concepeți programul de la Jazz in the Park? Uh, în primul și în primul rând, noi ne dorim ca Jazz in the Park să fie o experiență accesibilă pentru toată lumea. Vorbim aici și în cazul festivalului din Parcul Central și în cazul festivalului din Parcul Etnografic. Chiar dacă festivalul din Parcul Etnografic este un festival cu acces pe bază de bilet, noi ne-am dorit să-l facem cât de accesibil și lucrul ăsta cred că se vede și în prețurile, abonamentelor. Noastră și în toate oportunitățile și oferta noastră culturală, să zicem așa. În ceea ce privește uh, parcul central, toată lumea este binevenită. La concursul internațional in the Park. Am gândit conținut și activități pentru toată lumea, fie că vorbim de oameni care vin specific să-și încurajeze favoriții, și anume trupele din concurs, respectiv invitații noștri speciali, fie că vorbim despre oameni care vin să se simtă bine și să-și petreacă timpul liber într-un cadru să zicem, aparte, dar care să-i facă să se simtă că aparțin unei comunități și că comunitatea aia cumva se întâlnește la oaltă în Parcul Central. Gezul este de multe feluri. Cum deschideți voi gustul publicului pentru acest gen muzical? Mi se pare fascinantă selecția trupelor noastre din concurs. O să vedeți că jazzul poate fi prezentat din mai multe Perspective, să zicem așa. Există jazzul clasic pe care și-l imaginează oamenii, poate puțin scorțos și nu la fel de accesibil, dar jazzul este, în primul și în primul rând, caracterizat de libertate. Și tocmai libertatea asta artistică pe care o au uh, artiștii îi fac să cocheteze cu o mulțime de alte genuri muzicale, de exemplu. O să vedeți. Uh, combinații surprinzătoare pe scenele uh, concursului. O să vedeți cum muzica jazz este prietenă cu muzica electronică, cum poate să aibă solo-uri de chitară și cum, dacă te oprești pentru câteva momente, o să vezi că există o părticică din jazz pentru tine, pentru prietenii tăi și pentru cei dragi ție. Noi credem că jazzul este un gen muzical care are probabil un stigmat ca fiind un gen muzical dificil, dar el de fapt are câte o componentă și laturi și perspective care să mulțumească pe toată lumea și care să facă să te identifici cu, cu acest gen muzical. În speranța că ce ai spus tu acum despre jazz și despre jazz de the park să-i convingă pe cât mai mulți clujeni și Turist, nu, nu pur Mai și simplu exact. să vină la Jezin the Park. Îți mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi Denisa Dan, manager Jezin de Park Competition, te mai așteptăm la noi. Cu mare drag, mulțumesc. Și vouă, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem, Benet.